După ce s-a descoperit că a primit o mită de la un afacerist din localitate, șeful de post, Vasile Piscureanu, a fost destituit din funcție. Atât el, cât și ajuntul său, Cristian Eugen Frântu, sunt cercetați pentru luare de mită. În plus, paralel cu ancheta procurorilor, șefii IPJ au dispus cercetarea polițiștilor pentru fapte de natură disciplinară. Cele două locuri rămase libere la postul de poliție Fărcășești au fost ocupate de alții doi polițiști care cunosc zona. Incidentul negativ în care cei doi agenți de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au fost implicați este dezaprobat de către întregul colectiv de polițiști gorjeni. Conducerea IPJ Gorj a dispus imediat declanșarea procedurii de cercetare prealabilă în privința celor doi agenți de poliție, care de altfel au și fost mutați din funcțiile respective, din comuna respectivă, pe cele două funcții vacante fiind desemnați azi alții doi agenți de poliție care cunosc populația și problematica teritoriului de competență. Polițistul Vasile Piscureanu, fost șef de post în Fărcășești, este acuzat că a luat mită la sfârșitul anului trecut de la un om de afaceri din localitate pentru a nu mai controla marfa. În urmă cu două zile, când acesta negocia o nouă atenție, iar ajuntul său, Cristian Eugen Frântu, a primit suma de 200 de lei și 6 sticle de bere, câte 2 litri, polițiștii au fost prinși. Cel care a sesizat procurorii DICOT a fost chiar agentul economic. Polițiștii au fost prinși în urma unui flagrant, după mai multe ore de audieri, s-a dispus cercetarea lor în stare de libertate.